Chiar dacă în 2008 au sprijinit cu toții introducerea votului uninominal pentru parlamentari, acum atât aleșii puterii cât și cei opoziției spun că și-au dat seama că a fost o greșeală și că prin votul uninominal au ajuns în parlament indivizi care nu reprezentau voința și alegerea poporului. Acum, prin reintroducerea vechii legi, lucrurile se vor îndrepta, iar parlamentul va fi format din oameni de carieră, din diverse domenii de activitate, morali și demni. Este un pas înainte în sensul în care se reduce numărul de parlamentari, era o măsură necesară. Celelalte lucruri trebuie verificate în timp, lista va genera până la urmă și din punct de vedere al profesiilor și din punct de vedere al pregătirii, oameni care sunt mai bine așezați. Vă dau un exemplu. Sunt puțini medici în Parlament astăzi, sunt puțini juriști în Parlament astăzi. Nu putem la infinit să mergem cu un număr suplimentar, dincolo de un anumit aspect privind cheltuielile, ajungem și la ceea ce spunea mai devreme domnul Rotaru, la anumiți parlamentari care intră prin redistribuire și nu asigură de fiecare dată o calitate foarte înaltă a pregătirii profesionale sau a stabilității votului pe care l-au primit. Și reprezentanții opoziției sunt de aceeași părere și susțin că cenzura partidului va face ceea ce nu s-a reușit din 2008 până acum. Deci un partid își permite să pună pe primele locuri, adică oamenii cu potențial de a câștiga mandat de parlamentar, partidul își permite să pună oameni care riscă să nu fie votați. Potrivit reintroducerii votului pe liste, numărul parlamentarilor de Brăila va fi din nou redus la 7, 2 senatori și 5 deputați, față de 10 demnitari, cât are acum județul Brăila în Parlament.